Chiar acum vorbim despre cântărețul Dani Mocanu, care și-a băgat fanii în panică atunci când a apărut imobilizat pe un pat înconjurat de medicii de la ambulanță. Controversatul cântăreț de manele, care a făcut să sară internetul în aer cu zecile de milioane de vizualizări, a trecut prin momente dificile acum două zile. Însă cum se simte azi, o să ne spună chiar el. Adriana Bahmuțeanu este lângă Dani Mocanu. Le spun bună ziua amândurora. Te rog, Adriana. Bună, Simona, bună, Alex. Uite, l-am găsit pe Dani Mocanu. Este viu și nevătămat, însă acum două zile era cât pe ce să ajungă la spital. Ba mai mult, unele publicații au spus că ar fi murit. Dani, bună! Da, să română, bună, bună și vouă. Sunt ok, sunt ok acum. A trecut evenimentul neplăcut, să zic așa. Dar ce s-a întâmplat? Ce ai avut? De ce ai chemat ambulanța? Da, eram la studio și pur și simplu dintr-o dată am început să mă simt foarte rău. Toată partea dreaptă mi-a amorțit, să zic așa. Deci pur și simplu nu mai simțeam toată partea dreaptă. M-am speriat și am sunat imediat la salvare, nu? Eram și într-o zonă unde nu avea cine să mă ajute, nu avea cine să fie lângă mine și am sunat de urgență la salvare. Și, practic, salvarea a venit acolo la studio, deci acea fotografie care a înnebunit fanii de pe Facebook este făcută la tine la studio. Ce au spus medicii? Ce s-a întâmplat? Ce ai avut? Da, păi mi-au spus că a fost o răceală de aer condiționat din mașină, iar eu m-am speriat, am zis, bă, să nu fac vreun infart, vreun preinfart, ferească Dumnezeu. La anii tăi, la 25 de ani? Știi ce se întâmplă? Datorită programului meu, să zic așa, nu știu, stresul, oboseala, se strâng. Suntem oameni și cedăm la un moment dat, vă dați seama, și fierul se rupe, dar pe noi că suntem oameni, vă dați seama. Deci, stresul, spune cuvântul, problemele din ultima perioadă din viața mea... Am văzut că ai avut multe evenimente, dar și multe probleme care s-au rezolvat. Ai fost scos de sub urmărire, nu? Da, am fost scos din judecată și se va reface toată cercetarea penală în ceea ce mă privește pe mine. Dar asta nu înseamnă că am scăpat de stres. Am un stres. Asta vreau să te întreb. Ai stres? Ai avut o cădere de calciu? Care a fost diagnosticul? Diagnosticul, să zic așa, atac de panică. Pentru că eu m-am speriat. Am zis, băi, să nu fac vreun infart, vreun preinfart. Și atunci am sunat la ei. M-am speriat. Pur și simplu m-am panicat eu, da? Și ei, când au venit, mi-au spus, n-ai nimic. Ai fost... Pur și simplu. Ți-au făcut ceva, o injecție, un calciu? Mi-au făcut niște calmante, da, mi-au făcut câteva investigații, au spus că totul e ok, nu e nimic grav, să zic așa. Am avut pur și simplu un atac de panică, datorită faptului că eu m-am speriat, am zis să nu fie altceva. Dar e primul atac de panică pe care l-ai avut? Da, da, nu mi s-a mai întâmplat, să știi, deci nu mi s-a mai întâmplat. Repet, am în ultima perioadă foarte multe evenimente, la studio lucrăm non-stop zi și noapte, nu ne odihnim, nu mâncăm la timp și se strâng. Am... Cât ai cântat ultima oară? Păi non-stop. Non-stop ce înseamnă? Non-stop, zilnic. Toată noaptea? Zilnic, de acasă plecat, nu dormim, nu ne odihnim și se strâng. Suntem oameni și se strâng. Nu cred că sunt doar eu singurul artist din România care mă confrunt cu astfel de probleme. Cred că majoritatea artiștilor care sunt căutați de la noi din țară. Pentru că atunci când ai în spate 7, 8, 10, 15 familii de hrănit zilnic, să zic așa, atunci e normal ca programul să fie dat peste cap și să-ți apară o eventuală problemă. Dar ai început să iei vitamine, să te hidratezi, ți-ai schimbat un pic modul de viață după acest eveniment? Da, da, o să... Bine, acum sunt bine, dar... Să fim precauți de azi înainte, vă dați dar, seama că trebuie. Dani, să... am citit că toți au spus că ai murit, ai fi murit. Da, ăsta e și motivul pentru care am acceptat să vin astăzi aici să facem acest interviu. Am văzut fel și fel de postări pe Facebook, Instagram și așa mai departe, că am murit, că nu știu ce. Băi, n-am murit, sunt bine. A trecut, mulțumim lui Dumnezeu, suntem oameni și se întâmplă, asta este. Oboseala, stresul, îi spun cuvântul. Da, pe de altă parte s-au rezolvat problemele tale în justiție, dar aș vrea să-mi spui despre filmarea cu jandarmii, dacă s-a rezolvat, pentru că știu că și acolo este o anchetă. Am înțeles că a fost chemată și colega mea pentru declarații.
Deocamdată mai mult nu știm, trebuie să vorbesc și cu ea după ce va declara ceea ce trebuie, iar după vom ști și noi mai multe. Până atunci nu știu absolut nimic decât că trebuie să se prezinte și ea. Până nu se prezintă, nu avem de unde să știm ce. Bine, dar ce s-a întâmplat? Voi ați folosit dubele jandarmilor cu jandarmi, cu mascații? Adică ați folosit obiectivele astea ale jandarmeriei și dotarea jandarmeriei pentru un videoclip? Ați închiriat toată această recuzită, să spunem așa? Eu am fost decât cu scenariul, eu am dat decât comandă să fac așa, să fac așa, să fac așa, așa cum v-am explicat și data trecută, iar stafful respectiv s-a ocupat de achiziționarea tuturor, să zic așa, de la haine până la oameni și tot ce a trebuit. Deci nu știi dacă cei de la jandarmerie au fost sau nu plătiți? Nu știu și nici nu mă interesează, că asta nu a fost o problemă care să mă incrimineze pe mine într-un fel sau altul și am zis fiecare să plătească pentru ceea ce face. Eu am stresul meu din alte puncte de vedere și consider că prioritară este viața mea. Da, am văzut totuși că cei de la jandarmerie au avut reacții și nu numai jandarmeria, întreaga opinie publică au spus că nu este normal ca un artist să se folosească de cei de la jandarmerie pentru un videoclip. Repet, nu m-am folosit eu, ordinul meu a fost doar să-mi fac videoclipul așa cum le-am făcut de-a lungul anilor videoclipurile mele. Acum că ăsta mi-a adus mie jandarmi adevărați, nu este vina mea. Da. Hai să revenim la problemele tale de sănătate. E foarte bine că au trecut și că n-ai avut decât un atac de panică. Aș vrea să te întreb când te vei întoarce la cântare. Păi deja am început din nou activitatea. Repet, am 15-20 de familii în spatele meu care trebuie să îi hrănesc zilnic. Și ideea este că dacă eu staționez, atunci și da, ei staționează și nu e ok. Bine, deci am început din nou activitatea și suntem în forță, mulțumim lui Dumnezeu. Noi îți mulțumim mult, Dani, îți doresc sănătate multă. Simona, Alex? Mulțumim foarte mult. Mergem mai departe.